o deplasare lungă, o ședere lungă la Galați și două examene dificile, am putea spune, pentru Cluj. Da. Ai dreptate, așa este, te-ai pregătit. Deplasare lungă, joi un meci foarte, foarte important, lăsăm gluma la o parte, așa este, deci foarte greu va fi, întâlnim un adversar bine organizat, stă bine din punct de vedere fizic, joacă meci de meci, acea manieră agresivă, echipă scurtă, chiar dacă în unele momente acasă nu s-au descurcat atât de bine, în deplasare au făcut-o mai bine, dar rămâne totuși o echipă care are agresivitate, are ritm, știu să lupte pentru fiecare minge, cu jucători care, sigur, n-au jucat la cel mai înalt nivel, dar jucători care, clar, antrenabil și acceptă orice, sfaturi, până la urmă și anumite reguli destul de dure, le acceptă pentru că, sigur, atunci când anumiți jucători își doresc să joace la un alt nivel, înțeleg că doar prin muncă, atunci e și ușor de antrenat astfel de jucători. Ceea ce se vede că este o echipă care arată bine momentul de față, iar ca tu să câștigi, noi să câștigăm, să ne calificăm, trebuie să fim cel puțin la nivelul lor ca ritm, pentru că așa luați individual, sigur, jucătorii mei consider că au calitate, experiență, au câștigat niște trofei, au jucat la un anumit nivel, dar rămâne să vedem cum înțelegem și, de fapt, de ce sau cum trebuie susținută această valoare. Să înțeleagă că trebuie să muncim la nivelul lor, cel puțin. Încă mai aveți probleme în gestionarea situației cu apărătorii centrali, pentru că vă lipsesc în continuare și Pițian și Mitrea. Vă bazați și pe mijlocaș să-și facă treaba 100% pentru a... Dacă nu sunt probleme medicale, ne descurcăm. Sigur că aveam nevoie și de ceilalți jucători, ținând cont că vom juca a treia zi în campionat. Sper să nu se întâmple ca unul dintre ei să se accidenteze. Acesta este lotul. Mai o să mai discutăm că sunt suspendați. Pițian, următorul joc va fi apt. Trebuie să... Au rămas două obiective. Să jucăm finala și obiectiv locul 7. Suntem în grafic, chiar dacă ne-am complicat. Ceva ne lipsește, este clar că am clacat de mai multe ori în acele momente când trebuia să facem diferența, să facem pasul la un alt nivel, ceva clar că ne lipsește, asta e adevărul. Am resuscitat foarte multe echipe și le-am pus să aibă și ne-am îngropat noi, să folosesc această expresie. Echipe care aveau mari probleme, iar au venit aici și i-am resuscitat. Ați lucrat mai mult la moral în aceste zile după meciul cu Petrolul? Da, și partea asta de încredere, partea că nu ne-am... Am apreciat foarte mult discursul lui Big imediat după joc, un jucător foarte, foarte echilibrat, foarte matur, pentru că eram toți năcăjiți, supărați, dezamăgiți, că n-am reușit să câștigăm, chiar asta și spus, că am jucat foarte bine, am controlat jocul, am avut ocazii și obiectivul sau obiectivele nu sunt compromise. Așa că capul sus, avem încredere în noi, dar și în astfel de momente să arătăm că avem caracter, suntem puternici și că ne putem îndeplini obiectivele. 20 de ani au trecut de la ultima întâlnire dintre Cluj și Oțelul Galați în Cupa României. Atunci Galațiu se impunea la penaltiuri. Ați pregătit sau sunteți pregătiți și pentru penaltiuri? Da, astăzi o să pregătim și partea asta de penaltiuri. Sigur că trebuie să-i refac, dar am avut suficiente zile să-i refac din punct de vedere fizic. Ce e foarte important este să nu ne pierdem încrederea noi.
totuși suntem o echipă care majoritatea jocurilor am controlat, am avut posesia și la acest joc, în afară de acele 4-5 minute în care, sigur, cei de la Petrol au întors rezultatul, eu cred că noi am fost cei care am controlat jocul, ne-am creat multe ocazii. Sigur, am mai spus după joc că sunt niște numere, dar sigur sunt niște repere, adică echipa nu cedează, echipa joacă, echipa își creează situații de gol. Și au fost acele momente, lipsă de concentrare, zic eu, care a făcut să întoarcă rezultatul cei de la Petrol. Au fost mai pragmatici și au profitat de acele două situații. Revenirea lui Cuciu poate fi un plus de maturitate? Întotdeauna nu poți să gândești diferit. Este un jucător cu atâta experiență, un lider, un jucător important pentru noi, a demonstrat de fiecare dată. Și când poate nu a jucat foarte bine, atunci când este în teren, și adversarii privesc altfel, diferit pe Ucluj. Mult mai atentă, echipa adversă contează foarte mult și pentru coechipieri, este acel jucător care știe să lupte, un jucător foarte orgolios, un jucător care ține foarte mult să ne îndeplinim obiectivele. Se identifică cu, în ultimul timp, cu această echipă, cu acest club. Este clar că ne-a lipsit și e un jucător important și mă bucur foarte mult că el a revenit. Asta e realitatea, experiență, multe meciuri în echipa națională. Și a demonstrat în ultimul timp că e un jucător care a reinventat. Adică a revenit la forma lui foarte, foarte bună după o perioadă, sigur. CFR, începutul de campionat când a venit aici, până când s-a adaptat, dar de când lucrăm împreună, efectiv arată foarte, foarte bine Alex. Foarte multe schimbări de antrenori în ultima vreme, în Liga 1 și... Mă sper să nu vină rândul mie, ce să zic, urmez eu. Asta să înțeleg, nu? Doamne ferește, n-am sugerat asta. Asta ne-e meseria, ce să facem? Da, foarte mulți antrenori care se schimbă. Ne dorim ca să facem lucrurile cât mai bine, să găsim soluții de fiecare dată, nu este ușor, suntem condiționați de rezultate, nu de muncă pe care o depunem, de pasiunea pe care avem pentru această meserie. Eu sper foarte mult, sper să... Da. Probabil că presiunea asta a rezultatelor, alte obiective... Nu este ușor să gestionezi astfel de momente, ca antrenor, oricâtă experiență ai avea, ți se cere demisia, vedeți cum sunt suporterii, ei în loc să-și susțină echipa, antrenorii, să-i încurajeze, să iasă din astfel de momente, pui presiune în plus. Cred că cei care conduc clubul ar trebui să ia deciziile și fără să fie influențați de cei care vin și privesc și care nu cunosc foarte multe detalii. Dar îți exprimi nemulțumirea, diferit, poate altfel decât să ceri demisia și să pui în dificultate jucătorii și antrenorii. Sigur, asta e situația.